dragi prieteni, și bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune Peștișorul de Aur. După cum bine știți, ne întâlnim în fiecare sâmbătă la cinematograful Dacia. Vă așteptăm pe toți cei care doriți să vă împrieteniți cu noi sau dacă sunteți prieteni mai vechi, vă așteptăm și astăzi să ne jucăm. Avem foarte multe surprize pentru voi. Vă așteptăm să vă alăturați campaniei noastre Donează o jucărie, fii chiar tu Moș Crăciun, campanie pe care am lansat-o încă de sâmbăta trecută în cadrul emisiunii Peștișorul de Aur. Ca să vă spun din nou despre ce este vorba, după cum bine știți, în fiecare an moșul sosește la casele unde se află un produs frumos împodobit. Ei bine, sunt și căsuțe unde produsul lipsește, iar copiii nu i-au mai scris de mult o scrisoare moșului, pentru că știu cu siguranță că moșul nu o să ajungă la ei. Prin intermediul vostru puteți să veniți și să-l ajutați pe Moș Crăciun să ajungă și la aceste căsuțe. Rugămintea mea pentru voi este să aduceți jucării, hăinuțe, rechizite, dulciuri, nu știu, tot ce considerați voi că le-ar fi necesar copiilor. Veniți, le oferiți în cadrul emisiunii noastre, în fiecare sâmbătă de la orele 10 la orele 12, sau ne puteți contacta pe pagina noastră de Facebook, Peștișorul de Aur, acolo unde cu siguranță veți primi un răspuns cât mai rapid și vom face posibil să le aduceți și în timpul săptămânii, în cazul în care nu puteți ajunge sâmbătă la emisiunea noastră. Și sacul moșului va primi toate aceste cadouri, după care veți vedea că ele chiar ajung acolo unde trebuie, pentru că o să facem un material frumos și cu siguranță veți primi foarte multe zâmbete în schimbul cadourilor pe care voi le-ați oferit. Ei bine, și astăzi avem invitați speciali în cadrul proiectului Ce se întâmplă frumos în școala sau în grădinița mea. Dacă sâmbăta trecută am avut o emisiune așa și o sâmbătă cu centură, pentru că prietenii noștri erau copiii care făceau arte marțiale, astăzi o să avem copii care ne dansează. O să vedeți că o să vă placă foarte mult de prietenii mei, pentru că eu am reușit să mă împrietenesc așa puțin cu ei înainte de emisiune. O să-i cunoașteți pe fiecare în parte, o să aflați cum îi cheamă, ce vârste au, nu știu ce activități mai au ei în afară de dansurile pe care le fac. O să vedeți unde fac aceste dansuri, dar înainte o să vă anunț eu că ei sunt prietenii mei de la căminul numărul 3, grupa mijlocie, ei se numesc Albinuțele. Sunt foarte frumoși și foarte vioi. Ca educatoare ei le au pe doamnele Andrei Mirela și Oprea Ioana. Astăzi sunt alături de noi, îi supraveghează așa pe copii din spatele camerelor și cu siguranță toate lucrurile o să fie așa cum trebuie, da? Sunteți de aceeași părere cu mine, am înțeles. Până când ei ne vor dansa, o să facem și rubrica Dacă fac sport, sunt frumos și sănătos. Cu siguranță ei sunt obișnuiți să facă o mică încălzire înainte de a dansa, așadar și voi, dragi prieteni, ar trebui să faceți mișcare în fiecare dimineață, dar mai ales sâmbăta din fața micilor ecrane alături de Peștișorul de Aur. O să aleg și un ajutor și un profesor de sport, dar am să vă rog acum, dragi albinuțe, să mergeți puțin mai în spate, da? Ce spuneți? Mergeți puțin mai în spate? Așa, foarte bine. Și ia să vedem noi pe cine o să alegem. Uite, Andreea, vrei tu să fii ajutorul meu de astăzi? Și Rebecca, vrei să fii tu profesoara de sport? Haide, Rebe, uite, astăzi tu ești mare, da? Pentru că Rebecca era unul dintre membrii de onoare la Peștișorul de Aur, unul dintre cei mai micuți, da? Ea era cea mai micuță. Acum se pare că ea e mare, da? Pe lângă prietenii noștri de astăzi. O să te rog și pe tine, Andreea, să-mi aduci microfonul de pe măsuța din dreapta. Și bineînțeles că o să îl verificăm, desigur, funcționează. Andreea, tu ești ajutorul meu de astăzi, da? Și Rebecca este profesoara de sport. O să vă rog acum să faceți așa un scurt interviu, iar voi să fiți atenți, pentru că asta o să vă întreb și eu pe voi, da? Ia să vedem noi ce întreabă Andreea astăzi. Cum te cheamă? Rebecca Ilies. Câți ani ai? 5 ani. La ce grădiniță ești? Cupa Mare. Care e culoarea ta preferată? Roșu. Animalul preferat? Căselul. Care este mâncarea ta preferată? Mazăre.
Ia uite, îți place mazărea? Ție, Andreea, îți place mazărea? Nu prea-ți place mazărea, da? Ție ce mâncare îți place? Cartofi prăjiți. Cartofi prăjiți îți plac, ție, am înțeles. Rebecca, tu ai un cățeluș acasă? Dar de jucărie ai vreun cățeluș? Da. Și cum îl cheamă pe cățelușul tău de jucărie? Că nu i-am pus nume. Nu i-ai pus un nume. Uite, astăzi după emisiune, când ajungi acasă, să-i pui un nume cățelușului tău, da? Sau poate îi găsim un nume aici împreună până la sfârșitul emisiunii. Rebecca, ce zici? Îi punem câteva întrebări, Andrei? Ce vrea tu să afli despre ea? Cum te cheamă? Tudose Andreea Elena. Câți ani ai? 11 ani și jumătate. Ce culoare îți place? Roz. Ce mâncare îți place? Cartofi prăjiți. Ce animal îți place? Câine și pisică. Ia uzi, ei plac și pisicuțele, da? Ție îți plac cățelușii și ei îi plac și pisicuțele. Rebecca, eu zic așa, dacă tot am luat și interviul, o să te poftesc acolo în fața tuturor copiilor, da? Pentru că tu ești profesoara noastră de sport de astăzi și eu o să vă explic imediat ce facem. Facem puțină mișcare, da? O mică încălzire, așa, pentru voi, mai ales că voi sunteți dansatori, bănuiesc că ați făcut încălzirea de dimineață, de când v-ați trezit la 7. Sau la cât v-ați trezit voi? La cât v-ați trezit? La ce oră te-ai trezit? La 7? La 8. La 8 te-ai trezit. La 8 și ai făcut mișcare dimineață? Așa și așa. Așa și așa, puțină, da? Ați făcut puțină mișcare, acum o să facem mai multă mișcare. Acum, uite, o să te rog și pe tine, Andreea, să mă ajut să-i așez puțin. O să ne așezăm exact cum faceți voi, cred că când faceți și încălzirea pe... Ca la dansuri, da? Cum vă așezați voi la dansuri? Ia să văd. Haideți, veniți cu mine, ia uziți, liniile la dansuri. Cum sunt liniile voastre? Ia, liniile la dansuri. Stați așa că ei se așează singur, ce credeți? Că sunt mari. Ia, mai veniți și în spate? Cine mai vine în spate? Ca să avem loc, da? Haideți, ia mai veniți și prin spate, da? Ca să putem să ne mișcăm, da? Să sărim, să întindem mânuțele, să facem mișcare. Andreea, hai să mă ajut puțin. Andreea, mă ajut puțin? Hai să-i așezăm, da? Uite, haide, cine mai vine puțin mai în spate? Vii tu? Hai, ia. Dar nu-i așezați cum sunt ei la dansuri. Cum, așa cum facem noi la rubrica de sport, da? Știți cum? Ia întindeți mânuțele așa în lateral. Așa, în părți, da? Așa întindem mânuțele. Și dacă ne atingem de vecinul din stânga sau din dreapta, ne mutăm puțin, da? Ia mai veni și prin spate. Așa, ca să avem loc, da? Ia uitați, haideți că ne descurcăm noi până la sfârșitul emisiunii, facem și două minuțele de mișcare, da? Venim puțin mai în spate. Așa, vezi la... Gata, cât de cât suntem organizați. Rebecca, tu ești pregătită? Bine, Rebecca o să fie profesoara noastră de sport de astăzi. Așadar, voi trebuie să o urmăriți și ce exerciții face ea, trebuie să faceți și voi, da? Ia să vedem noi dacă iese treaba așa cum trebuie. Și acum să dăm și noi start rubricii Dacă fac sport, sunt frumos și sănătos. Toată ziua când
rubrica Dacă fac sport sunt frumos și sănătos a luat sfârșit. A fost foarte frumos. Mulțumesc, dragă Rebecca, te-ai descurcat de minune. Nu am știut că tu ești o profesoară atât de bună. Uite, am să-ți dau un smiley, da? Uite, o să lipim un smiley aici pe mânuță. Haide, dăm mânuța și voi veți primi un smiley imediat. Uite, o să-i lipim și Andrei unul, pentru că voi îmi veți spune cum vă numiți în minutele următoare și fiecare dintre voi va primi o bulinuță din aceasta pe mână, da? Haide, dar trebuie să stăm cu minți. Veniți aici mai în spate, cum am fost la început, da? Să stăm așa, unul lângă altul acum, gata, am terminat cu sportul. Stăm unul lângă celălalt și facem cunoștință. Eu am aici două microfoane, da? Acesta galben. O să vi-l dau vouă și o să-mi spuneți fiecare cum vă numiți, câți ani aveți. Vă mai întreb eu așa, da? Să mai aflu de la voi câte ceva. Dar voi trebuie să dați microfonul din mână în mână, da? Ia să vedem noi. Văd că sunteți foarte ascultători. Uite, începem de aici, da? Din margine, ca să facem cunoștință tot. Și stăm frumos, uite aici. Ia, uite, uite, întoarce-te așa. Uite ce frumos ești tu îmbrăcat, ia. Așa, uite, ia stai acolo, uite, fă cu mânuța acolo la cameră, ia fă. Așa, Luca, ia auzi, Luca, stai așa. Și acum facem cunoștință, cum te cheamă? Cum te cheamă? Uite, ne spui la microfon cum te cheamă? Cum te cheamă? La microfon aici să te auzim, ia stai. Așa, cum te cheamă? Ianis? Ia spune, Ianis mă cheamă pe mine. Ianis, da? Și ce vârstă ai tu, Ianis? Câți ani ai? 3 ani. 3 ani ai tu sau 2 ani? 3 ani. 3 ani ai tu, bravo! Acum o să te rog să dai microfonul mai departe. Uite, dai microfonul aici. Uite, așa, este perfect, da? Tu vii cu mine, hai să stăm aici că e mai frumos în partea aceasta, da? Așa. Și ne spui cum te cheamă? Luca. Luca, Luca și mai cum? Tănase Luca. Tănase Luca. Și câți ani ai tu, Luca? 3. 3 ani ai și tu? Da. Cine ți-a spus ție că ai 3 ani? Mamaie. Mamaie ți-a spus că ai 3 ani. Am înțeles. Și tu pe mamaie ai anunțat-o astăzi că vii la noi la emisiune? Da. Da? Și unde e mamaie? Uite, să stăm așa cu fața. Așa. Acolo. Acolo e mamaie, a venit și mamaie cu tine. Îi transmiți un mesaj lui mamaie? Da. Ce îi spui tu lui mamaie? Am trimis un mesaj lui tati. Îi trimiți un mesaj lui tati. Trimite-i un mesaj lui tati. Dar n-am telefon. N-ai telefon. Păi fii atent, aici n-ai nevoie de telefon. Uite, avem camerele acolo și dacă te uiți la o cameră... Dar m-am acasă telefon că s-a închis. S-a închis telefonul, ai rămas fără baterie. Uite, aici camerele noastre nu rămân fără baterie și poți să transmiți un mesaj. Ei imaginează-ți că ești la telefon. Da. Ia uite, uite, ne uităm acolo la cameră, la colegul nostru, da? Și ce mesaj îi transmiți tu lui tati? Ce îi spui tu lui tati? O spun că o să trimit niște mașini. O să trimiți niște mașini? Da. A, tu faci afaceri, am înțeles. Tu te ocupi cu afacerile, da? Da. Perfect, dragă Luca. Atunci tati cu siguranță a primit mesajul. Dacă nu-l primește astăzi, mâine când o să te uiți la televizor, o să vezi și tu mesajul, da? Da. Și o să vezi că se poate și fără telefon, da? Da. Așa să facem, Luca. Ia să mergem mai departe. Ia să vedem noi cu cine facem cunoștință aici. Pe mine mă cheamă Ana Maria Ioniță. Ana Maria Ioniță? Și câți ani ai? Câți ani ai tu? 3 ani sau 4 ani? 3 ani ai tu. Și ție, uite, hai să te întreb, care este mâncarea ta preferată? Ce-ți place ție cel mai mult să mănânci? Cartofii prăjiți îți plac, am înțeles. Dar așa niște ciorbiță nu-ți place? Da. Îți place și ciorbița, e bine, dar prefer cartofii prăjiți. Da? Îți mulțumim tare mult. Sau uite, stai puțin, înainte de a-ți mulțumi tare mult, o să te întreb dacă tu ai anunțat pe cineva astăzi că vii la emisiunea noastră. Pe mama mea. Pe mama ta ai anunțat-o și a venit cu tine? A venit cu tine. Uite, ia fă-i cu mânuța așa lui mami. Faci cu mânuța? Fă-i cu mânuța așa. Unde este mami? Așa, și facem cu mânuța? Are treabă. Are treabă, am înțeles. Dai facem cu mânuța, da?
Îți mulțumim, o să dăm microfonul mai departe și ia să facem cunoștință cu... Cum te cheamă? Erica. Erica, Erica, tu câți ani ai? 4 ani. Tu ești mai mare, 4 ani. Și când este ziua ta? E vara, e iarna. Când este? Cum e afară când e ziua ta? E frig? E frig. Ia uzi, e iarna ziua ta. Cine mai vine iarna la tine? Moș Crăciun. Moș Crăciun vine, așa este. L-aștepți pe Moș Crăciun? Da. Uite, ia spune-i lui Moș Crăciun ce-ți dorești de la el. O păpușă. Spune acolo la cameră, dragă moșule, eu îmi doresc o păpușă. Dragă moșule, eu îmi doresc o păpușă. Așa, cu siguranță moșul o să te asculte și dacă ești cu minte o să primești păpușa, da? Da. Că moșul se uită la emisiunea noastră, să știți. Așa că fiți cu minți. Cum te cheamă? Cătă. Cum? Cătă. Cătă? Da. Cătă. Și mai cum? Cătă Bubulina. Cătă Bubulina o cheamă, da? Și ce vârstă ai tu? Câți ani ai? 4 ani. 4 ani ai. Ia uite, și ziua ta când este? Mâine. Mâine este ziua ta. Păi putem să o sărbătorim la Peștișorul de Aur. Ce zici? Vreau. Vrei, îți place, da? Da. Bine, atunci până la sfârșitul emisiunii poate facem în așa fel încât să sărbătorim și ziua lui Cătă. Cătă, tu i-ai scris o scrisoare moșului sau, mă rog, voi încă nu știți să scrieți, dar să-i rugați pe părinți să vă scrie. Eu vreau să scriu un moș. Lui Moș Nicolae întâi. O poveste vrei să-i scrii. Și ce îi vrea tu să-ți aducă? Sau nu vrei nimic? Lași să aleagă el. Eu vreau o păpușă. O păpușă vrei, am înțeles. Deci, dragă Moș Nicolae, Cătă vrea o păpușă, da? Ca să știi, da, ai fost cu minte? Da. Ai fost cu minte. Atunci, cu siguranță, o să primești păpușa. O să te rog să dăm microfonul mai departe și să facem cunoștință cu... Cine ești tu? Paul. Paul, ești tu? Și câți ani ai tu, Paul? 4 ani. 4 ani, ești foarte mare tu, da? Dar, Paul, care este mâncarea ta preferată? Ce-ți place ție să mănânci? Mâncare de cartofi. Ție-ți place mâncare de cartofi? Mai cunosc eu pe cineva care mănâncă mâncare de cartofi aproape în fiecare săptămână. Să știi că aș vrea să te întreb, dragă Paul, ce vrei tu să-ți aducă Moș Crăciun? Sau Moș Nicolae? Care vine primul, Moș Nicolae sau Moș Crăciun? Moș Nicolae. Moș Nicolae vine primul, așa este. Și ce ai vrea tu să-ți aducă Moș Nicolae? Tu vrei o păpușă? Vreau o mașină. O mașină vrei tu, am înțeles. Mă gândeam că vrei o păpușă. Și ce ai tu la mână? Ce sunt aceștia? Ce sunt? Clopoței. Clopoței. Și cum fac clopoței? Mi-a răs puțin? Ia uite, uite la microfon, așa să auzim și noi, da? Ați auzit clopoței? Tot vin sărbătorile acum. Auzim și clopoței, da? Mulțumim, dragul nostru, și cu siguranță o să vină moșul să-ți aducă mașina mult dorită, da? Dă microfonul mai departe și, uite, pe voi vă rog să mergeți... Am uitat să vă dau smiley aceștia, ce am spus eu, am uitat. Andreea, uite, o să te rog pe tine să le pui smiley celor care mi-au spus cum îi cheamă și ceilalți primiți după ce îmi spuneți cum vă cheamă, da? Așa, ia să facem cunoștință cu... Cum te cheamă? La microfon, așa să te auzim, cum te cheamă? Clara Ștefanie. Ștefania, tu câți ani ai? 4 ani. 4 ani ai tu. Și la ce grădiniță ești? Grupa ce... mare. Grupa mare ești tu? Mijlocie. E grupa mijlocie, auzi. Dar tu ești o albinuță? Da. Ce fac albinuțele? Zboară. Ce fac? Zboară. Zboară? Zboară albinuțele, așa este, albinuțele zboară. Dar te-a înțepat vreodată vreo albinuță? Gata, mai lipim după ce facem cunoștință, da? Nu te-a înțepat niciodată nicio albinuță, nu? Uite, ție unde îți place să mergi mai mult? La mare, la munte, la bunici? La microfon să te auzim. La mare. La mare îți place. Ce faci tu la mare? Ai fost în vara asta la mare?
N-ai fost în vara asta la mare? Dar la mare ce poți să faci? Să te joci în nisip. Foarte frumos. Știi să faci castele de nisip? Nu știi să faci, dar te joci așa, pur și simplu nisip, nu? Foarte frumos. Și vara asta să te duci la mare, da? Așa să faci. Uite, am făcut cunoștință? N-am făcut cunoștință, da? Cum te cheamă? Ștefi. Ștefi. Ștefi, stai puțin, până facem noi cunoștință, am să-i rog pe prietenii noștri care mi-au spus cum îi cheamă să meargă acolo pe canapeluțe, da? Sau să stați mai în spate puțin, da? Ca să se vadă și colegii voștri mai în față, așa, să se vadă toată lumea, da? Să nu se supere nimeni. Mâine când se uită la emisiune, toată lumea să fie fericită și să se vadă perfect. Așa. Deci tu spuneai că te cheamă Ștefi. Ștefi, tu ce vârstă ai? Câți ani ai? 4 ani. 4 ani ai tu, dragă Ștefi. Și Ștefi, uite, tu vrei să transmiți un mesaj cuiva? Lui mami, lui tati, bunicilor tăi? Mami. Lui mami, ce mesaj îi transmiți tu? Dar mai aproape așa puțin microfonul. Așa e perfect. Și ce mesaj îi transmitem lui mami? Îi spui că o iubești mult? Ia spune, mami, te iubesc foarte mult. Mami, te iubesc foarte mult. Foarte mult. Și mami te iubește pe tine, sunt convinsă. Îți mulțumesc tare mult. Ia uite ce inele frumoase ai tu, ești aranjată, n-ai treabă. Așa, stăm cu fața, da, să ne vedem, să știți, chiar dacă să vă numai, vă mai vedeți și voi din când în când, da? Așa, cum te cheamă? Daria Maria Pănescu. Daria Maria, cum ți se spune? Daria sau Maria? Maria. Maria. Maria, tu câți ani ai? 4 ani. 4 ani ai tu. Și ce face un copil la 4 ani? Se joacă? Da. Și ce mai faci? Tu, Maria, ce mai faci? Te joci? Da. Dansezi, da? Mhm. Uh-huh. Altceva? Îi dai un pupic lui mami. Îi dai un pupic lui mami, așa. Ia dă-i un pupic, fă așa. Așa, uite ce pupic frumos. Și ce mai face Maria la 4 ani? Eu. Cu ce te joci tu? Care e jocul tău preferat? Ce-ți place ție cel mai mult să faci? Jocul mut. Jocul care? Jocul mut. Mut. Uite, eu nu știu acest joc. Poate ai să mă înveți și pe mine, da? Și eu am să te învăț alte jocuri astăzi. Tu știi jocul cu broscuțele? Da. Știi jocul cu broscuțele? A, tu știi jocul cu baloanele? Da. Dar știi jocul lacmal? Da. Și pe acesta îl știi? Ce jocuri mai știu eu? Știu jocul, uite, salată de fructe, tu știi? Da. Și salată de fructe știi. Atunci înseamnă că nu mai știu eu niciun joc și trebuie să învăț de la tine câteva jocuri, Maria, da? Cum ar fi jocul mut. Da? Da. Bine, o să mă înveți, dar puțin mai târziu, pentru că acum facem cunoștință cu următoarea fetiță foarte frumoasă, care este... Cine ești tu? Emma. Emma. Emma și mai cum? Uite, stăm cu fața așa să ne vedem, da? Emma, uite ce frumoasă ești tu acolo, la televizor, mâine o să te vezi. Emma, câți ani ai? 4 ani. 4 ani. Și o să te întreb acum care este culoarea ta preferată. Auriu. Auriul îți place? Vai, ce frumos! Și de Revelion te-ai gândit unde o să petreci? Da. O să ai o rochie aurie? Da. O să ai o rochie aurie, deci o să fii ca o prințesă. Aș vrea să te întreb acum dacă tu știi să numeri. Știi să numeri? Da. Până la cât? Toate numerele le știi tu? Uite, poți să-mi demonstrezi și mie că știi să numeri și să-mi numeri până la 10? Da. Ia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo! Foarte bine! Aș vrea, uite, acum să te întreb și dacă știi tu în ce... anotimp suntem. E vară, e iarnă, e toamnă, e primăvară, ce-o fi? Toamnă. E toamnă. Bravo, îți mulțumim tare mult. Vedeți, prietenii mei de astăzi nu că știu să danseze, dar sunt și foarte inteligenți, să știți. Vi se pare vouă că sunt ei micuți așa, dar sunt inteligenți, să știți. O să vă invit acum mai așa, mai în mijlocul
platoului să vă vedeți mai bine. Și tu ești? Maria. Maria, Maria, ce puf frumos ai tu aici la mânuțe. Ia uite, ești ca o lebădă. Maria, ție îți place să dansezi? Da. Și ce dans o să ne dansați voi astăzi? Jingle Bell. Vai, ce frumos, abia aștept să vă văd. Tu i-ai scris scrisoare moșului? Nu încă. Încă nu, dar o să-i scrii în curând, bănuiesc, nu? Da. O să te ajute mami, tati, cine te ajută? Cine te ajută? Mami. Mami te ajută. Și ce ți-ai dorit tu să-ți aducă moșul anul acesta? Moș Nicolae. O păpușă. O păpușă vrei și tu, da? Ai fost cu minte? Da. Dar ai făcut și o preznicii? Nu. Niciodată? N-ai spart niciodată nimic? N-ai făcut o preznicii. Deci, prietenii mei, mai sunt și cu minți, ca să știți. Ia să vedem pe cine mai cunoaștem aici. Tu ești? Ia, Andreea, stai puțin, hai să lipim bulinuța mai, da? Mai într-o parte. Așa, tu cine ești? Andrei. Andrei ești tu? Vai, vine ziua ta acum în curând, știai? Acum, săptămâna viitoare. Știi tu ce se mai face în acea zi de Sfântul Andrei? Da. Ce se mai face? Nu știu. Nu știi. Uite, parcă eu știam că se pune grâul la încolțit, nu? Punem și grâu. Dragi prieteni, să nu uitați. Asta era așa un avertisment pentru voi. Andrei, tu câți ani ai? Câți ani ai? 3? 4? 5? Ai 3 ani? Are 3 ani? 3 ani. 3 ani. 3 ani are prietenul nostru Andrei. Și tu la 3 ani. Ia uite ce Adidas ai tu cu... Cine este pe Adidas și tăi? Miki. Miki este, da, este Miki. Îți plac desenele animate? Da. Și care este desenul tău preferat? La care te... cu Miki. Cel cu Miki, îți plac desenele cu Miki. Am înțeles, drag Andrei, la mulți ani pentru ziua ta, da, de săptămâna viitoare. Acum facem mai departe cunoștință cu... Miruna. Miruna. Dragi băieți, stați așa aici, uitați într-o parte. Ia veniți voi. Așa. Stăm frumos cu fața. Miruna, Miruna, tu câți ani ai? 6 ani. Tu ești mai mare. Tu cu cine ai venit astăzi la emisiunea noastră? Cu mami și tati. Cu mami și tati. Am înțeles. Și ai venit să te joci alături de noi? Da. Și mai ai frați sau surori? Soră. Ai o soră? Cum o cheamă pe sora ta? Daria. Daria. Și Daria e aici cu prietenii noștri de astăzi de la căminul numărul 3? Da. Deci ea dansează. Și tu dansezi? Da. Și ce mai faci tu? Dansezi? Mă joc. Te joci? Care e jocul tău preferat? Prințese. Cu prințesele? Tu vrei să fii o prințesă? Chiar când o să te faci mare, ce ai vrea să fii? Prințesă? Da. O prințesă. Și prințesa, cum să se numească? Tot Ștefi, nu? Ștefi? Da. Am înțeles. Îți mulțumesc tare mult și sper să-ți placă și jocurile noastre de astăzi. Ia să vedem cu cine facem noi cunoștință aici. Facem cunoștință cu un băiat voinic pe care îl cheamă... Alex. Alex îl cheamă pe voinicul nostru. Alex, tu câți ani ai? 4. 4 ani. Și tu de ce ai fundițele acestea la mâini? Cine ți le-a pus? Mami. Mami ți-a pus fundițele. Și cum fac fundițele sau clopoței de la mânuțe? Așa, zdrângă-ne, vai, sunteți foarte frumos, să știți. Aș vrea să te întreb, care este mâncarea ta preferată? Cartofi. Cartofi, îți plac cartofii prăjiți? Care cartofii plac? Cartofii prăjiți. Cartofii prăjiți îi plac, să știți, și lui tuturor le plac cartofii prăjiți. Dar să știți că mai mâncăm mai puțin, da? Mai puțin e așa. Așa, îți mulțumim. Uite, o să mergem mai departe. O să primești și tu un smiley pe mânuță și o să facem cunoștință cu... Să nu spargem balonul, da? Te enerva pe balon, așa este. Este un rău balonul acesta.
Cum te cheamă? Petru David. David, uite, te rog să te uiți aici la colegul. Așa, dragă David, să te vezi bine. Uite, uite în ecranul de acolo, ce bine o să te vezi tu. Mâine reluare de la ora 10, da? David sau Petru, cum îți spune acasă? David. David, David, tu câți ani ai? 4 ani. 4 ani. Și ziua ta când este? Vara? Iarna? Vala. Vara este ziua ta, deci mai ai de așteptat până o să faci 5 ani. Ție ce-ți place să te joci cel mai mult? Mingea. Cu mingea îți place să te joci? Am înțeles. Astăzi o să ne jucăm cu baloanele. Sper să-ți placă și cu baloanele, da? Da. Îți mulțumim, dragă, dragul nostru. Mergem mai departe și facem cunoștință cu... Andrei. Andrei? Andrei, uite, vine aici. Veniți și voi, dragilor, aici, da? Andrei. Matei. Matei, scuze, uite, eu îți spuneam Andrei, așa să vorbești mai tare, să te auzim, da? Matei, câți ani ai? 5. 5 ani ai tu și tu la 5 ani, pentru că tu ești mai mare, ai activități, altfel de activități față de prietenii tăi care sunt puțin mai mici? Da. Ce faci tu la 5 ani? Joc. Te joci, da? Să știți că este tot o distracție în platoul nostru, ca la o petrecere, dar este frumos. Matei, ți-e plac petrecerile? Da. Și o aștepți pe cea de Crăciun, pe cea de Revelion? Care petrecere o aștepți? De Revelion. De Revelion, am înțeles. Îți mulțumim tare mult, dragă Matei. Mergem mai departe la ultimul nostru prieten pe care o să-l cunoaștem imediat. El este... David. David? David, tu câți ani ai? 5. 5 ani. Și tu ești tot la grădiniță, la grupa mijlocie? Mare. Tu ești la grupa mare, tu ești mai mare, așa este. Mă gândeam că tu la 5 ani ești tot la grupa mijlocie aici. Știi ce? Tu ce vrei să te faci când o să fii mare? Ce vrea tu să fii așa când o să fii tu mare, mare? Ce vrea să muncești? Ai vrea să fii doctor, ai vrea să fii pilot, fotbalist? Fotbalist. Fotbalist. Și te duci la fotbal? Da. Te duci la fotbal. A, păi tu știi să joci fotbal înseamnă. Ia să vii să ne înveți și pe noi, da? Și jocul tău preferat care este? Pe lângă fotbal? Mai ai și alte jocuri? Da. Cum ar fi? Care e jocul tău preferat? Îți place să te joci cu mașinile? Cu mașinile. Cu mașinile îți place să te joci. Îți mulțumim. Uite, o să primești și tu un smiley și facem cunoștință cu... Riana. Riana. Ia uite, tu ești Riana care cântă? Nu. Dar și tu cânti. Cânti? Din când în când. Da. Uite, o să te rog să vii, uite aici, așa, să stai cu fața, să te vezi frumos. Riana, tu cu cine ai venit astăzi la emisiunea cu noastră? Cu mami și cu fratele meu, Alex. Cu fratele tău, Alex. Și cum vă înțelegeți voi acasă? Te înțelegi bine? Vă mai certați? Cum se întâmplă între frați? Eu nu am frați sau surori. Mai mă cert câteodată cu el. Te mai cerți câteodată? Pe ce vă certați cel mai des? Pe jucării. Pe jucării vă certați, am înțeles. Dar tu ești mai mare și... cedezi. Îl dau. Îi le dai. Îți mulțumim foarte bine. Acum, dragi prieteni, cine mai este? Cu cine n-am făcut? Aici n-am făcut cunoștință cu cineva. Haide, dragul nostru, ca să faci și tu cunoștință cu noi. Cum te cheamă? Lales. Rareș? Rareș, ia vină tu mai în față să te vadă toată lumea cât de frumos ești tu. Rareș, tu câți ani ai? 3 ani ai tu, așa mic ești? Da. Sau ești mare? La 3 ani, cum ești tu, mic. Mare? Ești mic. Și mâncarea ta preferată care este? Ce îți place ție cel mai mult să mănânci la cămin? Ce îți place? Vânăta. Ce îți place? Vânăta. Vânăta. Vânăta, vânăta îi place. A, vânăta, și mie îmi place salata de vinete. Mamă, ce bună este. Auzi, tu ce vrei să te faci când o să fii mare? Pompier. Pompier vrei tu să te faci când o să fii mare? Dar de ce ai vrea tu să alegi această meserie? Să țin
focul. Să stingi focul. Vrei să fii un salvator, nu? Să salvezi oamenii. Vrei să salvezi oamenii? Da. Da. Cu cine ai venit tu astăzi la emisiunea noastră? Ai venit singur? Petu. Cu mami și cu tati? Petu. Cu Petcu? Cu David, cu fratele lui David, așa? Da. Și voi vă înțelegeți bine sau vă mai certați? Cum stă treaba? Ne iubim. Ne iubim, așa, între frați. Foarte frumos, îți mulțumesc tare mult. Și sper să-ți placă la emisiunea noastră. De fapt, tuturor sper să vă placă. Eu am să vă învăț niște jocuri foarte frumoase. Nu știu dacă mai avem timp suficient. Mai avem 5 minute la dispoziție, timp în care o să vă rog să îmi spuneți dacă voi ați adus jucării sau hăinuțe pentru campania noastră. Ce se întâmplă frumos? Donează o jucărie, fii chiar tu, Moș Crăciun. Ați adus jucării? Da? Ia să văd eu cine a adus jucării, să mi le aduc aici ca să le arătăm. Rebe, tu ești prima care te-a alăturat campaniei noastre. Îți mulțumim tare mult. Ia să vedem noi ce ai adus tu, dragă Rebe, aici în sacoșică. Am adus o oiță. Oiță, ia uitați cât de frumoasă este oița pe care a adus-o Rebe. Uitați, aceasta este oița pe care a adus-o Rebecca, da? Și mi-a adus și niște lucrușoare, am văzut eu acolo, da? Da. De? Sunt de bebeluși? Da. De bebeluși, cu siguranță va găsi Moș Crăciun un bebeluș căruia să-i ofere cadourile tale. Îți mulțumim tare mult, dragă Rebe. O să te rog pe tine să așezi sacoșica acolo, da? Și îți mulțumim că te-ai alăturat campaniei noastre. Ia să văd cine mai a adus jucării. Veniți aici cu ele. Ia uitați, aici avem un cățeluș, un iepuraș, un ursuleț. V-ați îndurat să dați jucăriile? Da. Da, dar de ce ai venit tu totuși să dai o jucărie? Pentru cine o dai? Pentru Emma. Pentru un copil care nu are? Da. Pentru un copil care nu are jucării. Îți mulțumim tare mult. O să te rugăm și pe tine să duci jucăria aceasta acolo pe măsuța peștișorului, da? Pentru că eu îi le voi trimite lui Moș Crăciun. Și voi veți primi altele noi în schimbul celor pe care le oferiți. Ia să vedem ce ne oferi tu. Tu ne oferi? Un iepuraș. Un iepuraș, am înțeles. Tu ne oferi un iepuraș. Ia să-l vedem pe iepurașul tău. Acesta este iepurașul pe care tu-l oferi. Îți mulțumim foarte mult că te-ai alăturat campaniei noastre. Este un gest foarte frumos. Imediat vin la fiecare, dar o să vă rog să stați cu fața mereu așa să vă vadă toată lumea. Și să fiți un exemplu și pentru ei, da? O să te rog și pe tine să duci iepurașul acolo pe măsuță, da? Ia să vedem, tu ai o sacoșă de jucării? Ia, stați puțin așa, aceasta este sacoșa pe care prietena noastră a adus-o. Dar haideți să încercăm să stăm cu fața. Așa, nu, stai puțin, uite, hai să stăm cu fața. O să vă rog să stați toți cu fața, ia să vă vadă colegii noștri. Ei nu vă văd pe voi, da? Așa, stați puțin. Ce ai tu în sacoșă aici? Păi ia uitați, o păpușă, da? O păpușă și multe alte jucării. Ce, cum ar fi, uitați, un joc foarte frumos. Da? Și multe alte jucării pe care o să le... Să știți că prietenii noștri nu văd nimic de acasă și or să se supere pe mine foarte mult. O să vă rog să stați cu fața, așa aici, în spate. Ia, mergeți pe scăunele și vă chem eu pe fiecare, da? Așa, tu... Îți mulțumesc. Ia să vedem. Câte unul, da? Câte unul veniți aici. Tu ne-ai adus? O păpușică. O? O păpușică. O păpușică, da? O păpușică, ia uitați, o păpușică roz. E foarte frumoasă. Îți mulțumim foarte mult. O să te rugăm să duci și tu jucăria acolo, pe măsuța peștișorului. Veniți pe rând, da? Câte unul. Așa, ia să vedem ce avem aici. Avem un? Cățeluș. Un cățeluș. Tu te-ai jucat cu cățelușul acesta? Da. Și ai fost fericită când l-ai primit? Da. De la cine l-ai primit tu pe cățeluș? Moșu. De la moșul l-ai primit și acum te-ai gândit să îl înapoiezi moșului, da? O să vă rog să nu-i mai acoperiți pe cei din față, da? Așa. O să te rog cu cățelușul tău să-l așezi pe măsuță, da?
Ia să vedem aici ce păpușică roz avem. Ea este... Cum o cheamă? Erica. Erica o cheamă? Erica o cheamă pe păpușica pe care tu vrei să o donezi campaniei noastre pentru un copil care nu a mai primit de mult un cadou, dar prin intermediul tău această jucărie o să ajungă la un copil, da? Îți mulțumim tare mult, e foarte frumoasă să o așezi acolo pe măsuță. Ia să vedem pe cine mai avem aici și ce jucărie a mai adus. El este? Martinel. Martinel. Martinel va fi în sacul moșului și anul acesta și va ajunge la o căsuță unde moșul nu a mai ajuns, da? Te-ai despărțit de Martinel ușor? Uite, ai că ai plecat, dar îmi spui tu după. Tu l-ai adus pe? Fundiță. Pe cine? Fundiță. Pe Fundiță, el este Fundiță. Ia uitați-l ce frumos este Fundiță. Fundiță va fi și el în sacul moșului. La cine ți-ai dorit tu să ajungă Fundiță? La o fetiță sau la un băiețel? Fundiță. La o fetiță. Atunci Fundiță cu siguranță va ajunge la o fetiță, da? Frumoasă așa ca tine. Cine mai a adus jucării? Și tu ne-ai adus jucării. Ia uite, ne-ai adus și tu o sacoșică de jucării. Ia să vedem ce ai adus tu aici. Ce ai adus tu aici? Îmi spui tu mai bine? Ia vino, ce ai adus? Un bumerang. Un bumerang ai adus, îți mulțumim tare mult. Acesta cu siguranță va ajunge la un băiețel. O să te rog să-l duci pe măsuța de acolo. Noi vom mai arăta imediat ce jucărie am primit în cadrul campaniei. Ce se întâmplă donează o jucărie, fii chiar tu Moș Crăciun. Și o să dăm și o scurtă pauză de publicitate, după care vom reveni cu prietenii noștri de la Căminul numărul 3, care ne vor și dansa astăzi și o să vedeți că au mai multe surprize pentru noi. Dar acum un scurt moment de publicitate. Dar ce facem, măi? Vine iarna grea, pădurile, troienele. Noi cum mai comunicăm? Cum ne mai vedem? Păi e simplu, măi. Ia uite cine vine. Vom avea un Crăciun fericit, plus cadouri. Ce-ai făcut, mă? L-ai prădat pe moș? Hei, 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 haiducii mei! V-am adus vești bune, să le dăm la lume! V-am adus și daruri, pentru fiecare! Uite, pentru tine, un televizor! Ai cea mai bună grilă de canale! E ispititor! Iar ție, iată, un calculator! Ai cel mai bun internet, cu mare viteză, ca să ai și sport! Și tu ai un dar! Ia un telefon! Și oferta? Nu e bine. Îmi dă cu minus. Plus cadourile. Ăsta, da, moș. Ne băgăm, fraților? Da, frate. Rămânem nemuritori. Ca și oferta, nemuritoare. Cea mai performantă stație de betoane din oraș, dotată cu tehnologie de ultimă generație, e aici, la 9-tei Râmnicu Sărat. Locul unde găsești agregate, nisip și pietriși de Buzău la prețuri fără concurență. 9-tei Râmnicu Sărat. Mereu alături de tine. Cinema Dacia Buzău a depășit bariera timpului și a pășit în era 3D. Trăiește și tu schimbarea alături de noi. Alege să fii în pas cu noua era tehnologiei, alături de cinematografele din întreaga lume, chiar la tine acasă în Buzău. Descoperă cum e să trăiești bucuria, suspansul și adrenalina la cote maxime. Mergi pe mâna Cinema Dacia Buzău. Sunt Simona Bănică și vă aștept în fiecare sâmbătă și duminică de la orele 13 să petrecem 3 ceasuri pur românești cu muzica dumneavoastră îndrăgită și interpreții favoriți. Cântăm lăutare doar la Radio Boom! Cântăm lăutare!
toți clienții, abonații existenți și abonații noi, care semnează un nou contract pentru orice serviciu pe o perioadă de 24 de luni, vor participa la tragerea la sorți. Sunt trei mari premii: un televizor, un laptop, un telefon. Campania se desfășoară în perioada 1 noiembrie 2016 15 ianuarie 2017. Câștigătorii vor fi anunțați pe pagina de web tvsatrmu.ro și în publicația Scurt pe 2 până la 31 ianuarie 2016. Evenimente ale săptămânii din 10 județe ale țării și București pot fi urmărite în cadrul emisiunii Zona de Sud-Est. Vă așteptăm cu informații din Buzău, Brăila, Galați, Tulcea, Vrancea, Prahova, Ialomița, Ilfov, Călăraș, Constanța și București în fiecare zi de sâmbătă de la ora 18, numai la TV Sud-Est. Zona de Sud-Est, sinteza știrilor tale. Sportivă, sociabilă, sclipitoare, soție și mamă, surprinzătoare, specială, sofisticată, solistă, e Simona, Simona Bănică. Voie bună, joc și cântec, monden și relaxant, dialoguri incitante, emoție, toate doar aici, la Chic cu Simonic. În fiecare săptămână la TV Sud-Est puteți urmări o serie de documentare ce includ informații și materiale despre cultură, obiceiurile, arta, istoria și literatura din întreaga lume, dar și din spațiul românesc. Vă invităm așadar să urmăriți aceste documentare oferite în fiecare zi numai la TV Sud-Est. În fiecare săptămână căutăm cele mai noi informații despre sănătate, frumusețe, mișcare, alimentație și lifestyle pentru ca voi să fiți în formă, frumoși și plini de viață. Pentru a primi porția voastră de sănătate cu stil săptămânală, vă dau întâlnire în fiecare duminică de la ora 12:30 la singura emisiune ce te ține în pas cu cele mai noi tendințe. Ne vedem duminică după amiază, numai pe TV Sud-Est.
Am revenit din pauza publicitară, suntem în direct, așa cum bine știți, la emisiunea Peștișorul de Aur. Vă așteptăm până la orele 12 alături de noi, pentru că v-am spus că astăzi avem invitat special în cadrul proiectului Ce se întâmplă frumos în școala sau în grădinița mea. Este vorba despre elevii de la căminul numărul 3. Ei sunt grupa mijlocie, se mai numește Albinuțele, ca să știți. Și sunt pregătiți de doamnele educatoare Andrei Mirela și Oprea Ioana. Ei astăzi au venit să ne arate cât de frumos știu să danseze, dar o să vedeți asta puțin mai târziu, pentru că ați văzut, ei sunt și foarte inteligenți, ei sunt și foarte veseli, ei sunt și foarte cuminți, că ați văzut că la începutul emisiunii au stat foarte cuminți și acum sunt foarte cuminți și bănuiesc că o să fie și foarte distractivi așa și jucăuși și o să le placă și jocul meu, deși se pare că eu nu mai știu atât de multe jocuri și ei știu mult mai multe. Acum o să vă spun cum este jocul cu broscuțele, da? Deci, eu am aici un castron galben, da? Îl vedeți? Este, cum să zic eu, este piscina aceasta pentru broscuțe, da? Este piscina pentru broscuțe. Broscuțele sunt roșii și verzi, da? Ia uitați broscuțele mele. Una e roșie, una e verde. Ele au culori diferite pentru că noi ne vom juca câte doi. Deci pe echipe, dar echipa va fi formată dintr-un singur membru, da? Și fiecare va veni aici și are trei șanse și trei posibilități de a introduce broscuța în recipient. N-am reușit cu prima, ia să vedem cu a doua dacă reușesc. Am fost pe aproape, n-am reușit, mă bucuram și eu înainte. Hai măcar tu, te rog. Ura! A intrat o broscuță în aici, în bazinul ei, da? Și voi veți avea aceste posibilități. Cine reușește să introducă broscuțe mai multe comparativ cu vecinul lui va fi câștigător, da? Acum haideți să venim câte doi și ne vom juca toți, da? Uite, începem din partea aceasta, da? Vin băieții doi, haideți alături de mine. Doi, așa cum sunteți pe scaunele, da? Și toată lumea vine și se joacă. Uite, unul e roșu, unul e verde, da? Haide, vino aici, în partea asta la altă. Tu stai acolo, da? Tu ești cu roșu, el e cu verde. Avem castronul și broscuțele, aveți voie să le mutați, să le așezați unde vreți voi. Trebuie să apăsați aici, da? Uite, acum, nu avem voie să stăm aici, da? O să te rog să vii, uite, ia vino aici. Stai puțin, tu te joci după, da? Ia să vedem. Deci, primul este el cu roșu. Încearcă cele trei broscuțe, după care tu, da? Hai! După, te joci și tu. Aoleu, în castronel aici trebuie să bagi broscuța, da? Asta nu mai gata, n-a vrut. Celelalte două. N-a vrut nici broscuța 2, ia să vedem broscuța 3. N-a vrut nici broscuța 3. Ia să vedem cele verzi dacă sunt dornice de a intra în piscină. Bravo, ai reușit să introduci o broscuță. Ia uite câte aplauze ai primit, mai ai 2. Haide, uite și cele 2, da? Totul este deranjat. Broscuța 2 nu a mai vrut și ia să vedem broscuța 3. N-a vrut nici broscuța 3, dar câștigătorul nostru este... David! Aplauze pentru David! Acum noi mergem pe scăunel, da? Gata, uite, te joci tu? Cu cine ești tu? Tu ești cu verde, bine, haide, uite, tu ești cu verde și îl chemăm pe... Tu ești Luca? Zic bine, hai Luca, vrei să vii să te joci? Haide, nici n-ajungi la masă tu! Uite, lăsăm puțin mașina, noi iau eu acasă. Uite, îl lași pe el întâi cu verde, da? Tu ești cu roșu, te-ai asortat cu cămașa. Stai puțin, uite, îl lăsăm pe el întâi, după care ești tu cu roșu, da? Haide! N-a vrut prima broscuță, ia să vedem celelalte două. Haide, apasă pe ele! Uite, și castorelul. Asta este munca mea. N-ai dat-o! Haide! N-a vrut nici broscuța 2. Ia să vedem broscuța 3. Dar vină mai aproape de castronel aici. Ia încearcă așa.
Ai fost pe aproape. Pe aproape de a câștiga, da? Gata, broscuțele verzi n-au vrut să intre. Hai să vedem cele roșii. Uite, îți dau castronul mai aproape de tine. Piscina. Bravo, Luca! Ai reușit cu o broscuță și mai ai două, da? Ia, las-o aici, că așa, și apasă aici, că trebuie să sară. Mai încet, așa, că ea trebuie să sară. N-a vrut broscuța, a sărit încet și mai ai încă una, da? Ia să vedem. Bravo! Ai introdus două broscuțe, da? Aplauze pentru prietenul nostru, Luca, ia și mașina înapoi. Și acum te duci și tu cu prietenul tău, Luca, da? Acolo, pentru că acum trebuie să vină alți copii. Uite, vor veni cele două fetițe, da? Care sunt la rând. Haideți voi! Nu. Noi mai așteptăm un pic, cât se joacă ele, după care veniți voi. Uite, unul e cu verde și cu roșu, da? Cine începe? Începe roșu, bine. Vă puteți muta și castronul și broscuțele, da? Cum vreți voi. A sărit broscuța prea tare. Ai fost pe aproape, da? Și broscuța 3 a sărit foarte puțin. Ia să vedem, draga mea, dacă la tine broscuțele verzi sunt mai harnice. Nu a vrut prima broscuță, da? Mai avem două șanse. Trebuie să apeși așa mai încet pe ele, da? Ca să sară, ia. Ai fost pe aproape și mai avem o șansă. N-a vrut nici broscuța 3. Voi sunteți la egalitate. Aplauze pentru cele două fetițe. Vă mulțumesc. Acum voi sunteți. Haideți! Uite, avem verde și roșu, da? Culorile semaforului, da? La roșu stăm pe loc și la verde traversăm. Cine începe, roșu sau verde? Roșu începe? Haide, roșu să înceapă. Prima broscuță. Bunicuța țipă, pleacă de aici. Bravo, ai introdus o broscuță. Felicitări, tu ai introdus o broscuță. Acum o scoatem de aici, dar ține minte că tu ai un punct. Ia să vedem broscuțele verzi. Îți mustu piscina și broscuțele. A sărit prea departe broscuța. Și aceasta. Sunt foarte energice broscuțele, da? Și aceasta a sărit prea tare. Aplauze pentru, cum te cheamă? Aplauze pentru Ștefi, dar și pentru coechipiera ei. Aplauze pentru cele două. V-ați descurcat foarte bine. Cine urmează? Voi doi? Cei doi băieței, haideți! Haideți, repede! Haideți aici la distracție. Deci, verde, roșu. Haide aici la roșu. Vino aici că nu facem o echipă împreună, da? Ia, așa, foarte bine. Cine începe, roșu sau verde? Începe roșu? Hai să înceapă verde de data aceasta, da? Haide, uite, să începem cu verde. E de râs, nu? Ia să vedem. Broscuța pe... N-a vrut prima. Hai că mai avem două posibilități. A sărit prea departe și ultima broscuță... Tot așa, prea tare a sărit. Luca, o să te rog să vii aici, da? Luca, hai, vii aici, lângă mine? Haide, vino aici. Și acum să vedem cum te descurci tu cu roșu, da? Cum sunt broscuțele roșii.
încetișor, așa, că ea sar. Încet, încet. Uite, dacă apeși încet, ele sar, da? Nu trebuie să apăsăm tare, încet. Uite aici, pe capăt, uite. Stai așa, ia încearcă, aici. Uite, încet trebuie să apăsăm, vezi? Haide, să sară și la tine. Dar nu tare, nu tare, nu tare, nu tare, că nu sar dacă apăs. Uite, ia, lasă mânuța moale, da? Stai, mânuța moale, lasă-o moale. Și fac eu, da? Ia, stai așa, ține degețelele aici. Stai. Vezi că sare? Haide, ia să încerci și tu singur. Încet, așa, pe capăt acolo. Bravo, uite, ai și reușit să introduci broscuța în cutie. Și mai ai o posibilitate. Da, așează-o așa ca să intre în piscină, da? Încet. Cum te-am învățat eu puțin mai devreme, că ai reușit să iei un punct. Încet, așa, pe margine aici. Încet, așa. Vezi? Uite că sare, ia încearcă și tu. N-a vrut, a sărit prea puțin, da? Dar oricum ai reușit să introduci un punct. Cine ești tu? Petru, aplauze pentru Petru, prietenul nostru care a obținut un punct. Acum o să vă rog să mergeți la locul vostru pe canapeluță, da? Și să vină următoarele concurente. Cine sunt? Cine trebuie să vină? Voi? Doi? Haideți! Deci avem verde și roșu, da? Hai cu roșu aici. Ia vină. Luca, vină aici. Așa. Ia să vedem, încep tu cu roșu? Haide, ia să vedem cum te descurci tu. Așa, așa, așa. Ce să ne mai chinuim să mai sărim cu broscuțele când ele pot intra așa? Nu, trebuie să le așezăm aici și să le facem noi să sară, da? Uite cum sar ele, da? Hai să încercăm. Nu a vrut prima broscuță. Haideți să vedem celelalte două dacă vor să intre în piscină sau dacă ele n-au chef totuși să nuate. Nu a vrut nici cea de-a doua broscuță. Și ia să vedem broscuța 3. Încet. Nici broscuța 3 nu a vrut. Haideți să vedem cum se descurcă broscuțele verzi. Broscuța verde a sărit tare, de se pare că cele verzi sunt foarte energice. Și e cea de-a doua broscuță. Și ia să vedem ultima variantă. Uite, erai pe aproape, deci mai aveai puțin. Aplauze pentru cei doi. Vă mulțumim tare mult, mergeți pe locurile voastre. Ia să vedem cine urmează, cine nu s-a jucat. Tu cu cine trebuie să te joci? Cine e colega ta? Așa, ia, cheamă-o tu. Cum o cheamă? Haideți! Cu roșu, uite! Și cu verde, da? Cine începe? Cu verde! Hai să începem cu verde! Nu a vrut prima broscuță! Ia să vedem broscuța 2! Nici broscuța 2 nu a vrut și să vedem cum ne descurcăm cu broscuța 3. Măi, erai pe aproape, trebuia un pic așa să mutăm piscina asta, să-i facem ceva la piscina. Nu vrea prima broscuță, nu vrea, nu? Tare neascultătoare mai sunt broscuțele. Nici broscuța 2 n-a vrut, era pe aproape, da. Și mai avem o broscuță, o să te rog să fii aici lângă mine, da? Așa. Și ia să vedem broscuța 3. Bravo, ai reușit să iei un punct. Tu ești? Cine ești tu? Ștefania, bravo Ștefania, aplauze pentru tine. Uite, ai reușit să introduci o broscuță acolo. Mergem mai departe, cine nu s-a jucat? Hai, Rebecca, uite, cu prietena ta. Uite, cine începe? Încep tu? Haide, uite, cu verde începem acum. Poți să muți asta, da? Bunicul
Da. Ia uite, broscuța verde a sărit tare, tare. Hai să vedem celelalte două cum se descurcă. Aceasta a sărit cam încet și mai avem o șansă. Ai fost pe aproape, da? Hai să vedem broscuțele roșii. Broscuța prima nu a vrut, da? Ia să vedem broscuța a doi. Mai apasă pe ea așa să sară, da? Ia hai să vedem. Dar încet aici, uite, pe mari. Ai fost pe aproape, dar am ținut eu mâna. Ia hai să mai încercăm o dată. Mai să-i lăsăm puțin loc în față, da? Ia. Bravo! Uite, ai reușit o broscuță să introducem în cutiuță. Aplauze pentru prietena noastră. Mai departe, cine nu s-a jucat? Tu nu te-ai jucat? Nu te-ai jucat. Uite, o să vin alături de tine. Cine ești tu? Cătă? Cătă. Hai de tu, Cătă. Uite, deci avem broscuțele roșii și broscuțele verzi, da? Cu ce începem? Cu roșu sau cu verde? Cu verde. Hai să începem cu verde, da? Ia să vedem. Le întoarcem pe reboros. Așa, foarte bine. Mai tare puțin. Nu vrea broscuța asta să sară deloc. N-a vrut. Las-o pe aceasta. Hai să încercăm cu celelalte. Parcă sar prea încet, nu? N-a vrut nici aceasta. Hai să încercăm cu broscuța 3. Bravo! Uite, ai reușit, dragă Cătă, să introduci o broscuță în piscină. Hai să vedem și broscuțele roșii. Văd ce se întâmplă cu ele. Prima nu a vrut. Uite, pe aproape jumătate de punct ai dat, că ai intrat jumătate de broscuță în piscină. Bravo! Și avem, chiar tu ești puțin în avantaj că ai o jumătate de punct. Un punct jumate și un punct. Bravo pentru cele două participante. Vă mulțumesc tare mult, fetelor. Acum mergeți pe canapeluță. Și cine trebuie să vină să se mai joace? Tu trebuie să vii să te joci. Și cu cine? Cine nu s-a mai jucat? Tu nu te-ai jucat, Andreea, dar stai puțin să-i căutăm un coleg așa mai pe măsură, dacă este. Cine nu s-a mai jucat deloc? Toată lumea s-a jucat? Haide tu aici să te... Vai, tu ești Matei sau cu cine era? Matei! Matei, haide aici să te joci. Hai, Matei, vino! Vino să te joci alături de colega ta, da? Uite, ea primește broscuțele roșii și tu le primești pe cele verzi, da? Da? Haide! Mai mâncăm și niște corn între timp, mai ne jucăm și cu broscuțele. Hai că începem cu roșu, da? Să reușești să... Ia să vedem noi prima broscuță roșie. Haide! Trebuie să sară, uite, apăsăm încet aici, da? Și ea sare, vezi? Ia! Dar să sară aici în piscină, da? Apasă! N-a vrut prima broscuță, haide să vedem celelalte două cum se descurcă. A sărit prea mult și prea departe de piscină. Broscuțele noastre se pare că nu vor în piscină. Cred că este aparece. Bravo! Ai reușit să primești un punct și o broscuță introdusă în piscină. Haide să vedem, Matei, cum te descurci și tu. Prima broscuță nu vrea să intre în piscină. Jumătate de broscuță, da, avem în piscină. Și broscuța 3, ia să vedem noi cum se descurcă broscuța 3.
ai fost pe aproape, dar ai jumătate de punct. Iar tu ai un punct, da? Felicitări pentru prietenii noștri de astăzi. Mai trebuie cineva să se joace? Andreea, uite, tu o să te joci cu... Cine mai vrea să se mai joace odată? Uite, vrei și tu să te joci? Haide, uite, o să te joci cu Andreea. Ia să vedem. Haide, uite, tu vrei să fii cu verde? Haide, uite, vino pe partea aceasta dacă vrei să fii cu verde tu. Iar tu cu roșu, încep tu? Ești pregătit? Haide atunci să ne jucăm, da? Ia să vedem noi dacă intră broscuțele în piscină. Așa, acolo le apăsăm, da? A fugit broscuța noastră, nu mai vrea să mai stea la emisiunea noastră. Și celelalte două? Și cea de-a doua a sărit cam tare. Dar la piscină, în piscină aici trebuia să intre. N-au vrut cele trei broscuțe să intre în piscină. Andreea, cum este rândul tău? Prima broscuță a sărit tare, tare, tare. N-a vrut broscuța. O să te rog pe tine să-mi aduci broscuța, da? Și nici a treia broscuță nu a vrut. Vă mulțumesc tare mult, dragii mei prieteni. Ne-am jucat toți cu broscuțele? Toți ne-am jucat cu broscuțele. Acum se pare că noi va trebui să intrăm într-o scurtă pauză de publicitate. După care prietenii noștri de la căminul numărul 3 ne vor arăta cât de frumos știu ei să danseze. Le mulțumesc încă o dată că s-au alăturat campaniei noastre, că au fost primii care s-au alăturat campaniei noastre. Donează o jucărie, fii chiar tu Moș Crăciun. Avem aici o măsuță plină cu jucării din partea prietenilor noștri care au un suflet foarte bun și o să facă ca anul acesta moșul să ajungă și la căsuțele unde nu este un brad frumos împodobit, dar copiii scriu o scrisoare moșului și anul acesta va ajunge la ei, da? Noi o să luăm o scurtă pauză de publicitate. Cinema Dacia Buzău a depășit bariera timpului și a pășit în era 3D. Trăiește și tu schimbarea alături de noi. Alege să fii în pas cu noua era tehnologiei, alături de cinematografele din întreaga lume, chiar la tine acasă în Buzău. Descoperă cum e să trăiești bucuria, suspansul și adrenalina la cote maxime. Mergi pe mâna Cinema Dacia Buzău. Tonic, vesel, exploziv. Se ascultă cu volum Radio Boom, partenerul tău de drum. În fiecare săptămână la TV Sud-Est puteți urmări o serie de documentare ce includ informații și materiale despre cultură, obiceiurile, arta, istoria și literatura din întreaga lume, dar și din spațiul românesc. Vă invităm așadar să urmăriți aceste documentare oferite în fiecare zi numai la TV Sud-Est.
sus, pa. Acolo unde te simți dor, mi-a fost de tine. Să știți că suntem și noi aici, într-adevăr, dar ținând cont de faptul că prietenii noștri sunt puțin mai mici, sunt puțin supărați acum și pauza de publicitate trebuia să se prelungească puțin, dar se pare că am intrat în direct și nu am știut și am fost așa luat prin surprindere. O să fie amuzantă la televizor, sunt convinsă. Prietenii noștri v-am spus că ne dansează foarte frumos și cu Moș Crăciun și Moș Nicolae se uită la televizor. Eu zic să fiți cât mai veseli și să dansați cât mai frumos ca moșul să vă aducă cadourile pe care voi le doriți. Să-i urmărim pe prietenii noștri de la căminul numărul 3. Prietenii noștri de la căminul numărul 3. O să vă rog să rămâneți aici. Ați dansat atât de frumos. Când o să vadă moșul ce frumos ați dansat voi, o să vă aducă ce cadou doriți, da? Pentru că sunteți foarte frumoși și știu că voi mai aveți un dansuleț care vă place foarte mult, da? Cum se numește? Unul cu mânuțele, așa am înțeles. Da? Haideți că o să-l arătăm și telespectatorilor noștri și sperăm să-l învețe și ei din fața micilor ecrane. Așadar, să-i urmărim
cu cel de-al doilea moment pe prietenii noi și de la cămină numărul 3. Für euch und das geht so. Eins, zwei, drei und vier. Aram, sam, sam, aram, sam, sam, gulli, 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 ram, sam, sam, aram, sam, sam, aram, sam, sam, gulli, 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 ram, sam, sam, arafi, arafi, gulli, 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 ram, sam, sam, arafi, arafi, gulli, 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 ram, sam, sam. Ja, könnt ihr das vielleicht noch ein bisschen schneller, ungefähr so? Eins, zwei, drei und vier. Aram, sam, sam, aram, sam, sam, gulli, 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 ram, sam, sam, aram, sam, sam, aram, sam, sam, gulli, 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 ram, sam, sam, arafi, arafi, gulli, 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 ram, sam, sam, arafi, arafi, gulli, 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 ram, sam, sam. Meint ihr, ihr schafft das? Noch ein bisschen schneller? So vielleicht? Eins, zwei, drei und vier. Aram, sam, sam, aram, sam, sam, gulli, 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 ram, sam, sam, aram, sam, sam, aram, sam, sam, gulli, 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 ram, sam, sam, arafi, arafi, gulli, 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 ram, sam, sam, arafi, arafi, gulli, 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 ram, sam, sam. Ja, das war doch prima. Und jetzt machen wir mal das richtige Tempo. Und das geht so. Eins, zwei, drei und vier. Aram, sam, sam, aram, sam, sam, gulli, 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 ram, sam, sam, aram, sam, sam, aram, sam, sam, gulli, 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 ram, sam, sam, arafi, arafi, gulli, 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 ram, sam, sam, arafi, arafi, gulli, 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 ram, sam, sam. Puh, und jetzt mache ich mir den Knoten aus der Zunge. Foarte frumos și aș vrea să vă rog să mă învățați și pe mine cum faceți voi, pentru că făceați foarte frumos. Mi-arătați cum faceți? Ia să văd, care e prima mișcare? Dar stați așa, uite, mi-arătați așa cu fața acolo, că eu vă văd, da? Așa, deci cum facem? Facem cu mânuțele așa, da? După care facem o morișcă, da? După care... Facem nani? Ia să facem împreună. Guli 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 ram sam sam aram sam sam aram sam sam guli 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 ram sam sam arafi arafi guli 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 ram sam sam arafi arafi guli 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 ram sam sam. Nu mai dați și mai repede, că n-am putut să fac nici așa. Deci ca să vedeți că nu este chiar atât de ușor. Foarte frumos, dragi prieteni. Sunt convinsă că și prietenii noștri de la televizor au învățat ceva, pentru că posibil că nu știau să danseze. Voi mai aveți un moment pregătit? Încă un moment pregătit mai au prietenii noștri de la căminul numărul 3. Oricum o să mai specificăm încă o dată faptul că ei sunt pregătiți, da, la dans de către doamna Ungureanu Mihaela, pe care noi o cunoaștem de foarte mult timp. Știți că aveam campioanele noastre, așa cum le numeam, micuțele majorete. Și se pare că și ei o să... Bine, ei nu majorete, nu? Alt stil de dans, după cum ați putut observa. Dar sunt convinsă că și ei o să evolueze foarte frumos. Așadar să-i urmărim și cu cel de-al treilea moment. دیگه نمیخوام روزی بود عاشق تو بودم از دست
foarte frumos. Voi știți să dansați și dansuri orientale. Eu nici la vârsta asta nu știu să dansez niciun dans, să știți. Și voi la 3-4 ani știți 3 dansuri, știți mai multe? Mai mult de 3 dansuri, vă dați seama, dar 3, cu 3 momente ați venit voi astăzi în cadrul emisiunii noastre. Asta pentru că vrem să vă arătăm și vouă, dragi prieteni, că în căminul numărul 3 se întâmplă lucruri frumoase, lucruri care se întâmplă datorită doamnelor Andrei Mirela, Oprea Ioana și profesoarei de dans ungureanu Mihaela. Aceștia sunt oamenii minunați care îi ajută pe acești copii să... Uitați, să învețe atâtea dansuri, să facă gesturi de caritate, da, și să aducă jucării pentru campania noastră, să știe atât de multe lucruri. Ați văzut că știau să numere până la 10 pentru un copil de 3-4 ani, nu este un lucru tocmai ușor. Așadar, vă mulțumesc că și voi v-ați alăturat proiectului nostru, Ce se întâmplă frumos în școala sau în grădinița mea. Pentru că în ultimul timp s-au tot vehiculat lucruri că în grădinițe, în școli nu se face mare lucru și că copiii învață lucruri urâte, că există foarte multă violență. Uitați că există și lucruri minunate, așa cum sunt prietenii noștri de astăzi. Încă o dată aplauze pentru căminul numărul 3 și pentru doamnele Andrei Mirela, Oprea Ioana și ungureanu Mihaela. Eu vă invit să veniți alături de mine, pentru că am să o invit și eu pe prietena mea, Rebecca, să ne cânte ceva. Dacă voi știți să dansați așa frumos, avem și noi o prietenă care știe să cânte. Unde ești, dragă Rebecca? Aici este prietena noastră, Rebecca. Ia uitați-o pe Rebecca, v-ați prietenii cu ea? Profesoara noastră de sport, foarte bine ați făcut. O să vă rog și pe voi să veniți aici puțin mai în spate. Fetelor, veniți și voi aici alături de Rebecca? Fetelor, veniți și voi aici de alături de Rebecca, de prietena noastră. Voi ați cunoscut-o? Ați cunoscut-o și voi pe Rebecca? Uite, stați cu fața așa să vă vedeți frumos. Rebecca, ce ne vei cânta tu nouă astăzi? Sunt o fetiță. Sunt o fetiță. Uite, Rebecca, eu îți ofer microfonul, iar noi toți te ascultăm și o să dansăm și noi alături de tine. O ștrengăliță, șa-la-la-la-la. Îmi place muzica, șa-la-la-la-la. Dansul și actoria, șa-la-la-la-la. Hai și voi, aveți curaj, totul e ok. Încercați, nu cedați, ăsta-i ritmul ei. Hai și voi, aveți curaj, totul e ok. Încercați, nu cedați, ăsta-i ritmul ei. Nu-mi pasă ce spunea, șa-la-la-la-la. Eu îmi văd de repetiții, șa-la-la-la-la. Hai să cântați la, cu mine, șa-la-la-la-la. Să dansați să fie bine, șa-la-la-la-la. Hai și voi, aveți curaj, totul e ok. Încercați, nu cedați,
aplauze pentru prietena noastră Rebecca. Rebecca, știu că tu pe lângă melodia aceasta ai mai pregătit încă un cântecel. Care este a capela, nu? Ce cântecel ne vei cânta tu, Rebecca? Cu toamna. Cu toamna. Ia să ascultăm noi cântecelul cu toamna, că tot ne aflăm în anotimpul toamnă. Mai sunt câteva zile de toamnă și să o ascultăm pe prietena noastră Rebecca. Bate vântul frunzele, se învârtesc moriștile, rândunica pe sus zboară, iar eu tang meu desfoară. Mama la plăcinte face, bunicusa lână toace, tata trage la rinda, iar eu bat din palme așa. Moșul taie lemnele, poc, 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 eu aduc surcelele. O fetiță dă la pui, iar eu în copac mă sui. Aplauze pentru Rebecca! Se pare că vă știți să și cântați! Da. Pe lângă faptul că sunteți inteligenți, cuminți, veseli, fericiți, deștepți, talentați, pentru că știți să dansați foarte frumos, știți să și cântați. Ia să mai facem o dată! Vreți să mai cântăm o dată cântecelul acesta? Dar să facem așa o linie frumos aici, ca să vă vedeți toți frumos cum faceți, da? Hai, o linie, cum faceți voi? O linie la dansuri sau la grădiniță, da? O linie, linie, adică să... Veniți? Să stăm aici în linie și să mai dansăm un pic? Repede, mai cânt eu. Și să cântăm și noi mai tare cântecelul acesta, ia-l, știți să-l cântați și voi? Ia, 3, 2, 1 și... Bate vântul frunzele, se învârtesc moriștile, rândunica pe sus zboară, iar eu tang meu desfoară. Mama la plăcinte face, bunicusa lână toace, tata trage la rindea, iar eu bat din palme așa. Moșul taie lemnele, poc, 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 eu aduc surcelele. O fetiță dă la pui, iar eu în copac mă sui. Bravo! Ați fost foarte frumoși și uite că știți să și cântați. Acum, dragi prieteni, noi nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și o să ne luăm la revedere, dar pentru că prietenii noștri cu siguranță și-ar dori să mai învețe și ei un pic dansul care l-ați făcut voi, vreți să mai dansați o dată cu mânuțele? Sau ia să ne jucăm noi ca și cum ar fi un fel de discotecă, așa? Colegul nostru ne pune muzică și noi dansăm. Ce spuneți? Ca la o petrecere. Ia să vă, cum dansați voi? Bora, bora, delam, traia, diga, diga, hasti, diga, diga, nem me come, bina, mer. Bora, bora.
prietenii noștri mai dansează, că ei dansează, că se aude muzică. Eu am să anunț ce filme puteți găsi săptămâna aceasta la Cinematograful Dacia. În fiecare zi, de la orele 20, puteți urmări filmul Bad Santa 2. După aceea, de la orele 18, puteți urmări Animale Fantastice, un film științifico-fantastic cu foarte multe efecte 3D, deci cu siguranță o să vă placă. Și avem și animațiile Trolii și Vaiana. Acestea sunt pentru copii, așadar dacă vreți să vă petreceți săptămâna într-un mod cât mai plăcut, pentru că tot or să fie câteva zile libere, Cinematograful Dacia vă așteaptă cu mare drag. Mai anunț încă o dată campania Donează o jucărie, fii chiar tu Moș Crăciun, campanie în cadrul căreia primii s-au alăturat prietenii noștri de la Căminul numărul 3, care au venit astăzi alături de mine și pe care o să îi mai aplaudăm încă o dată, pentru că merită aplauzele noastre. Ei sunt pregătiți de doamnele Andrei, Mirela și Oprea Ioana și dansurile pe care le-ați urmărit astăzi au fost pregătite de doamna Ungureanu Mihaela. Ei sunt niște copii minunați, ați putut urmări. Iar acum o să vă invit pe toți alături de mine să ne luăm la revedere. Veniți? Haideți aici toți alături de mine și o să facem cu mânuța așa. Eu sunt Carina Bechir, vă urez un weekend minunat și rămâneți pe TV Sud-Est. Pa! Ce